spuneam și la lansarea Partidului Politic Pace, acum un an de zile, că înainte copiii spuneau cu mândrie că voi deveni președinte, voi deveni prim-ministru, ministru sau deputat. Dar acum este o rușine să spună că el tinde să devină parlamentar sau ministru, fiindcă este foarte mult discreditat acest lucru și asta este făcut doar de politicienii responsabili. Și atunci, făcând o paralelă așa între zona de antreprenoriat și zona politică, de ce simte un antreprenor sau un om, un profesionist cu experiență în finanțe sau în alte domenii, juridic, de ce nu, să intre în politică? În echipa noastră avem peste 20 de oameni de afaceri, diferiți, oameni care au foarte mulți angajați și așa mai departe. Probabil între cei care au responsabilitatea față de țară și cei care consideră că au reușit să facă ceva în afacere și capacitățile lor, experiența, studiile pe care le au, ar putea schimba lucrurile acasă. Da, mulți pleacă dezamăgiți, fiindcă sunt lucruri cu care se ciocnesc și multe lucruri nedrepte. Dar sunt și oameni care se implică și muncesc. În general, oamenii de afaceri au nevoie de ce? Au nevoie de o clasă politică veritabilă, cu cine poți să stai la masă, să vorbești sincer. Clasa politică să-i ofere stabilitate pe termen scurt, mediu și lung, fiindcă când pleacă omul de afaceri și ia același împrumut sau grant, el își face planurile pe termen scurt, mediu și lung. Și orice destabilizare îi poate aduce descreștere în profitul care îl are, nu-și poate plăti ratele la bancă și poate rămâne fără afacerea, de o viață care a muncit sau altceva. Deci mediul de afaceri are nevoie de stabilitate, are nevoie de politicieni responsabili care să le garanteze o justiție corectă, echitate și o stabilitate în timp. Asta oferim noi, cei de la Pace, și așa ar trebui să fie politicienii, din punctul meu de vedere. Asta lipsește, cred că și în România și în Moldova.